Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul al 8-lea. Iar Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dimineața iarăși a venit în templu și tot poporul venea la el și el șezând îi învăța. Și au adus la el fariseii și cărturarii pe o femeie prinsă în adulter, și așezându-o în mijloc, au zis lui: Învățătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter, iar Moise ne-a poruncit în lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar tu ce zici? Și acestea ziceau ispitindu-l ca să aibă de ce să-l învinuiască. Iar Iisus, plecându-se în jos, scria cu degetul pe pământ. Și stăruind să-l întrebe, el s-a ridicat și le-a zis: Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei. Iarăși plecându-se, scria pe pământ. Iar ei, auzind aceasta și mustrați fiind de cuget, ieșeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni și până la cel din urmă, și a rămas Iisus singur și femeia stând în mijloc. Și ridicându-se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu te-a osândit niciunul? Iar ea a zis: Niciunul, Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici eu. Mergi, de acum să nu mai păcătuiești. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt lumina lumii. Cel ce mi-urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aceea fariseii i-au zis: Tu mărturisești despre tine însuți. Mărturia ta nu este adevărată. A răspuns Iisus și le-a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, fiindcă știu de unde am venit și unde mă duc. Voi nu știți de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după trup, eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă eu judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci eu și cel ce m-a trimis pe mine. Și în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt cel ce mărturisesc despre mine însumi și mărturisește despre mine Tatăl, cel ce m-a trimis. Îi ziceau deci: Unde este Tatăl tău? Răspuns a Iisus: Nu mă știți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie, pe când învăța în templu, și nimeni nu l-a prins, că încă nu venise ceasul lui. Și iarăși le-a zis: Eu mă duc și mă veți căuta, și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva își va ridica singur viața? Că zice: Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și el le zicea: Voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus deci vouă că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci ziceau ei: Cine ești tu? Și a zis lor Iisus ceea ce v-am spus de la început: Multe am de spus despre voi și de judecat, dar cel ce m-a trimis pe mine adevărat este, și cele ce am auzit de la el, eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl.
Deci le-a zis Iisus, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum a învățat Tatăl, așa vorbesc. Și Cel ce m-a trimis este cu Mine, nu m-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. Spunând El acestea, mulți au crezut în El. Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El, dacă veți rămâne în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenici ai Mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ei însă i-au răspuns, noi suntem sămânța lui Avraam și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici tu că veți fi liberi? Iisus le-a răspuns, adevărat, adevărat vă spun, oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului, iar robul nu rămâne în casă în viac, Fiul însă rămâne în viac. Deci dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați să mă omorâți, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi. Eu vorbesc ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la Tatăl vostru. Ei au răspuns și i-au zis, Tatăl nostru este Avraam. Iisus le-a zis, dacă ați fi fiii lui Avraam, ați face faptele lui Avraam, dar voi acum căutați să mă ucideți pe Mine, omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Zisau lui, noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem, pe Dumnezeu. Le-a zis Iisus, dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi pe Mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit, pentru că n-am venit de la Mine însumi, ci El m-a trimis. De ce nu înțelegeți vorbirea Mea, fiindcă nu puteți să dați ascultare cuvântului Meu? Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a stat într-o adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăiește minciuna, grăiește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi mă vădește de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu mă credeți? Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu, de aceea voi nu ascultați pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Au răspuns iudeii și i-au zis, oare nu zicem noi bine că tu ești samarinean și ai demon? A răspuns Iisus, eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl Meu și voi nu mă cinstiți pe Mine, dar eu nu caut slava Mea. Este cine să o caute și să judece. Adevărat, adevărat zic vouă, dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în viac. Iudeii i-au zis, acum am cunoscut că ai demon. Avraam a murit, de asemenea și prorocii, și tu zici, dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va gustea moartea în viac. Nu cumva ești tu mai mare decât tatăl nostru Avraam care a murit și au murit și prorocii? Cine te faci tu a fi? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu pe Mine însumi, slava Mea nimic nu este. Tatăl Meu este Cel care mă slăvește, despre care ziceți voi că este Dumnezeul vostru. Și nu L-ați cunoscut, dar Eu îl știu.
și dacă aș zice că nu-l știu, aș fi mincinos asemenea vouă, ci îl știu și păzesc cuvântul lui. Avram, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Deci au zis iudeii către el, încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avram? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat zic vouă, eu sunt mai înainte de a fi fost Avram. Deci au luat pietre ca să arunce asupra lui, dar Iisus s-a ferit și a ieșit din templu și trecând prin mijlocul lor s-a dus.